În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem într-o zi în care avem în fața ochilor noștri mărturia credinței. În pilda de astăzi, pentru că fiecare Evanghelie este o pildă pentru viața noastră de toate zilele, este o îndrumare, este un canon. Canon înseamnă dreptar, ceea ce te ajută să faci un lucru drept. Este un dreptar pentru ca noi să știm cum să ne trăim viața. Și Evanghelia de astăzi este o pildă a credinței. Credința nu se întemeiază musai pe cele văzute. Pentru că dacă este văzut, cum spune Sfânta Scriptură, atunci unde mai este credința? Nu mai este credință, este evidență. Credința se întemeiază tocmai pe faptul că știm că un lucru este adevărat fără să-l vedem. Credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Credința în faptul că El este Fiul lui Dumnezeu întrupat, că pentru noi a venit, pentru noi a crescut printre oameni, pentru noi a propovăduit învățătura care nouă ne este de folos, pentru noi a suferit batjocoră și tot felul de judecări și osândiri din partea oamenilor, fie neluminați, fie iubitori de întuneric, pentru noi a pătimit, s-a răstignit, a murit, s-a pogorât la iad pentru noi, pentru noi a înviat, pentru noi 40 de zile s-a arătat și a propovăduit din nou ca să întărească pe oameni în credință, apoi pentru noi s-a înălțat la ceruri și a așezut de-a dreapta Tatălui. Și tot credința ne spune că ceea ce a făcut și a spus Fiul lui Dumnezeu, adevăr este. E foarte important să ne așezăm bine de tot în credință. Pentru că ceea ce mulți au prevenit de multă vreme, începe să se întâmple. Adică se adună nelegiuire peste nelegiuire. Vedeți că de multe ori se întâmplă ca o infecție să lucreze sub piele și coace acolo și se umflă și se umflă și crește și tot crește. Dar mai devreme sau mai târziu se sparge. Dacă se sparge în interior, infectează tot organismul. Dacă se sparge în afară, organismul se poate curăța, dar oricum și priveliștea este înfricoșătoare și mirosul este îngrozitor, pentru că toată spurcăciunea ascunsă iese la iveală. Și în zilele noastre se întâmplă aceleași lucruri. Nu știu dacă ați auzit, dacă ați aflat, dar de curând marile autorități americane au făcut două gesturi foarte importante. Pe de o parte, Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat obligatorie căsătoria homosexualilor. Obligatorie recunoașterea lor și acceptarea acestor căsătorii de către toate statele care alcătuiesc această uniune de state care este Statele Unite ale Americii. Este o hotărâre care încalcă total Constituția Statelor Unite ale Americii, care nimicește libertatea statelor care o alcătuiesc și care o transformă dintr-o uniune de state egale, cum era pe vremuri, într-o organizație ultracentralizată, după modelul Uniunii Sovietice. Știți, poate că și în Uniunea Sovietică existau diferite state, dar în clipa în care Moscova spunea ceva, nu mai conta ce spune poporul, nu mai conta ce spun autoritățile locale, trebuia făcut ce a spus Moscova, punct. Nu se putea discuta. Și acum, în Statele Unite, s-a ajuns la același regim. Nu discut mai mult despre asta,
despre regimul polițienesc ce se extinde tot mai mult în ținuturi cândva libere ale Americii și nu mai vorbesc despre toată mizeria care transformă visul american într-un coșmar total, pentru că ating un alt act dat de autoritățile americane, un așa zis raport despre libertățile și nelibertățile, să zicem, din diferite țări, care în ceea ce privește România aruncă masiv cu noroi în Biserica Ortodoxă. Absolut gratuit. Acum, fiind deplin sincer înaintea lui Dumnezeu, recunoaștem cu toții că avem păcat. Toți. Ierarhi, preoți, diaconi, monarhi și monahii, mireni, toți avem păcat. Fiecare dintre noi în parte. Dar nu acestea sunt discutate într-un asemenea raport. Aici se aruncă în spatele Bisericii Ortodoxe Române tot felul de învinuiri mincinoase și multe din acuzații sunt făcute încălcându-se pur și simplu legile americane. Deci americanii acuză pe alții că fac lucruri care în Statele Unite sunt legale și prevăzute în Constituția Americană. Pe ce bază? Pentru faptul că suntem ortodoxi. Este un act în care, în mod clar, se dezlănțuie de către Statele Unite ale Americii o persecuție religioasă, pur și simplu. Trist, real și concret. Ca să dăm un singur exemplu din acel raport. Îndrăznesc americani să critique, să atace Biserica Ortodoxă Română pe motiv că nu a dat Bisericii Greco-Catolice toate bisericile pe care comuniștii le-au trecut, comunismul le-a trecut, Bisericii Ortodoxe Române. Acum, înainte de a vedea dimensiunea directă a nerușinării, trebuie să precizăm faptul că afirmația pe care am făcut-o și pe care am citat-o din documentul american este falsă. Comuniștii nu au trecut bisericile greco-catolice, biserici ortodoxe. Știți, este o minciună care este propagată și la noi masiv, dar care este inadmisibilă pentru un organism care se dorește serios. Comuniștii au dat de ales între trecerea la catolicism și trecerea la ortodoxie. Pentru că făcuse Vaticanul o șmecherie extraordinară pe care a repetat-o după 89, înființând Biserica Catolică de rit bizantin. Este o viclenie care scapă multora. Greco-catolici nu mai există. Nu mai există din perioada interbelică. În anii 20, Vaticanul a desființat Biserica Greco-Catolică. A transformat-o într-un rit al Bisericii Catolice. Dacă se iau actele de întemeiere ale Bisericii Greco-Catolice și actele ritului bizantin al Bisericii Catolice, se vede că vorbim de lucruri total diferite. Așa cum armenii au o legătură, armenii monofiziți au o legătură cu Papa de la Roma, dar nu sunt direct implicați în catolicism, la fel Biserica Greco-Catolică asculta într-o anumită măsură de Papa de la Roma, dar era o organizație separată, despărțită de Biserica Romano-Catolică. În anii 20, papalitatea a desfințat Biserica Greco-Catolică, i-a trecut ilegal tot patrimoniul în proprietatea Bisericii Catolice, păstrând însă forma de slujire, așa numitul rit bizantin, și dând un singur pogorământ, acela ca preoții lor să poată fi și căsătoriți. Deci, atenție, Biserica Greco-Catolică n-a fost desfințată de comuniști. Comuniștii au cerut doar o limpezire. Să fie foarte clar. Măi, ori sunteți catolici, ori sunteți ortodoxi. Și oamenii au ales să fie ortodoxi. Acolo unde oamenii au ales să fie catolici, bisericile au trecut în proprietatea Bisericii Catolice, punct. Deci nu comuniștii au trecut bisericile într-o parte sau într-alta, ci oamenii
au ales în ce parte să fie. Lucrul acesta s-a dovedit foarte simplu după 89, când oamenii au avut toată libertatea să aleagă, vor să fie catolici sau vor să fie ortodoxi. Și au ales să fie ortodoxi. Și atunci ce au făcut? Acești, cum se spune în mișcarea ecumenistă, acești frații noștri catolici, această, biserică soră, a pus jandarmi pe ortodoxi. S-au folosit de oamenii lor care erau în diferite funcții în Maramureș sau în feluite județe din Ardeal ca să-i scoată cu forța pe ortodoxi din bisericile lor, din bisericile ridicate de ei, de părinților, de străbunicilor. Multe, foarte multe, imensa majoritatea acestor biserici au fost de la început ortodoxe și au fost trecute greco-catolicismului prin forță. Greco-catolicismul care de la Blaj a adus pentru prima dată în istorie Inchiziția în Transilvania. Atenție, nu catolicismul obișnuit a adus Inchiziția în Transilvania. Greco-catolicismul l-a ales ca să-i silească pe ortodoxi să treacă la greco-catolicism. Este uluitor. Crimele care s-au comis atunci sunt dincolo de închipuire. În secolul al XVIII-lea, mai puțin în secolul al XIX-lea, dar și în secolul al XIX-lea, în care li s-a negat ortodoxilor din Ardeal și din așa numitele părți ungurene, li s-a negat dreptul la existență. Bisericile respective au devenit greco-catolice nu prin voia oamenilor care le-au construit și care se rugau în ele, ci prin forță brută. Dacă tot se dorește restituire, de ce nu se face pe cinstit? Să se vadă cine le-a construit și ăla să le primească înapoi. Eu n-am nimic împotrivă. Și să se înceapă cu Catedrala Catolică de la Alba Iulia, care a fost ortodoxă și a fost trecută cu forța la catolicism cu sute de ani în urmă. Dacă facem restituire, să mergem la origini, că așa este cinstit. Aceste lucruri nu sunt necunoscute autorităților americane. Dar ei preferă să mintă. Și aici, de asta am spus că este vorba de o mare nerușinare. Ei au curajul să vorbească despre retrocedări? Păi ar trebui să retrocedeze toată țara amerindienilor, că au luat-o cu forța și cu jaful de la ei. Nu este bucată de pământ acolo care să fie câștigată cinstit. Totul acolo este bazat pe furt. Și vă mătut, vii să dai lecții de morală altora. Și de fapt, ce fac ei? Noi suntem aici amerindienii, noi suntem băștinașii, ni s-au luat lucrurile cu forța și ei îi sprijină pe cei care ni le-au luat cu forța să ni le mai iau dată. Și ne acuză pe noi că nu vrem să ne lăsăm jefuiți din nou. Este uluitor pentru un om cu spiritul dreptății ceea ce se întâmplă. Bineînțeles că lucrurile nu se opresc aici. Uitați-vă ce se întâmplă în România. Acum câteva zile a trecut de Senat, atenție, cu nici măcar un vot împotrivă. Nici măcar un vot împotrivă. O mizerie de proiect de lege care vine să completeze ordonanța de urgență a guvernului, că probabil știți că primul organ legislativ al țării este guvernul. Parlamentul confirmă și completează eventual ceea ce hotărăște guvernul. Așa s-a ajuns în România. 31. Ordonanța de urgență a guvernului numărul 31 din 2002 a fost completată. Cum a fost completată? Pe lângă simbolurile rasiste și fasciste și antisemite condamnate acolo, au băgat pe cine? Nu comunismul, care este oficial condamnat de Parlamentul României și care este dovedit a fi autorul direct fizic, nu numai moral, fizic, a sute de milioane de crime, a nenumărate crime împotriva umanității. Nu, comunismul nu este pomenit acolo. Mișcare legionară. Au băgat mișcarea legionară. Mișcarea legionară care la Nuremberg a fost absolvită de orice acuzație. Nici măcar n-a putut intra în proces. Încercați să aveți pentru o clipă în minte tablou. A
au câștigat sovieticii și aliații lor. Tancurile sovietice domină România, Polonia, Ungaria, Bulgaria, estul Germaniei, Austria și așa mai departe. De cealaltă parte, britanicii, americanii, francezii stăpânesc și îi judecă pe cei pe care au învins la Nuremberg. Sunt osândite organizațiile hortiste, sunt osândite organizațiile fasciste, sunt osândite organizațiile naziste. Dar comisarii sovietici și autoritățile aliate nu găsesc un capăt de acuzare împotriva mișcării regionale. Un capăt de acuzare. Se analizează dosarul mișcării legionare, se trage concluzia că n-are legătură cu tribunalul de la Nuremberg, n-are de ce să fie judecat. Nici măcar n-are de ce să fie judecat. Și mișcarea legionară funcționează, sau mișcările legionare, măcă sunt mai multe organizații și mai multe grupări, funcționează liniștite în Spania, în Portugalia, în Franța, în Germania, în Marea Britanie, în Statele Unite ale Americii, până în ziua de astăzi. În România comunistă, din 45 până astăzi, că tot în România comunistă suntem, nu a existat un tribunal care să poată osândi mișcarea legionară. Nu există nicio condamnare a mișcării legionare, măcar pentru uciderea unui singur om. În schimb, partidele istorice, Partidul Liberal și Partidul Țărănesc, care au ucis direct mii și mii de oameni în răscoalele din secolul al XIX-lea, în răscoalele din secolul XX, nu sunt interzise. Nu sunt menționate în lege. Se vorbește despre antisemitism în mișcarea legionară. Eu am mai spus și altă dată. Dacă mișcarea legionară era antisemită, atunci cea mai antisemită organizație din lume este poliția israeliană. Nimeni pe lumea asta nu arestează atât de mulți evrei ca poliția israeliană, domnule. Deci este cea mai antisemită organizație din lume. După logica unora și altora. În mișcarea legionară au fost evrei. Au făcut parte din mișcarea legionară evrei și au avut și funcții de conducere. Pentru că mișcarea legionară nu era împotriva evreilor. Era împotriva mafiei evreiești. La fel cum și poliția israeliană este împotriva mafiei evreiești. Iete coincidență. Două organizații antisemite, cot la cot. Dar să vedem partidele istorice. Cât de prosemite au fost. Unul din cei mai mari folcloriști români a fost Lazar Șeineanu. Un om care a realizat studii folcloristice extraordinar de importante. Printre altele a realizat tipologia basmului românesc. O lucrare monumentală care rămâne, după 100 și ceva de ani, cea mai importantă lucrare românească pe această temă. Unde a murit Lazar Șeineanu? În Franța. Știți de ce? Pentru că autoritățile române, care acordau cetățenie evreilor care făceau trafic de băutură sau contrabandă de țigări și alte asemenea chestii, au refuzat să-i acorde cetățenia lui Lazar Șeineanu pentru că era evreu. Deși era născut în România, lucrase pentru România, adusese României prestigiu internațional. Dar antisemiții din partidele istorice au refuzat să-i acorde cetățenia lui și multor alți evrei de calitate care au fost nevoiți să fugă din țară. Să plece în alte părți unde li s-a acordat cetățenia. Dacă vorbim de antisemitism, primii care ar trebui să-și pună genușă în cap sunt tocmai cei din partidele care se află acum la putere. Toți. Și foștii comuniști. Care ar trebui să explice, de exemplu, cum de au făcut pe evrei din România în timpul comunismului să fugă masiv din țară. Asta nu este antisemitism? Când îi faci pe locuitorii evrei ai țării să se strămute? Dar vedeți, de toate chestiile astea, mari obiectivi și luptători pentru dreptate și pentru combaterea antisemitismului nu spun un cuvânt. De ce Fundația Elie Wiesel și alte organizații de genul acesta nu îi aduc în instanță pe cei care au determinat
exodul masiv al evreilor din România în Israel. N-ar trebui să se supere pe chestia asta? Sau dacă ești comunist, ai voie să faci orice? Ai voie să omori, să jefuiești, să violezi, să comiți genocid? Așa se pare. Vedeți, încă o dată repet, comunismul condamnat în tribunal, comunismul condamnat oficial de Parlamentul României nu este interzis. În schimb, o organizație, o gândire, o filozofie care n-a fost osândită de niciun tribunal, este interzisă. De ce? Că au hotărât tovarășii din Parlament să facă acest lucru. Desigur, să nu ne închipuim că au făcut lucrul acesta de capul lor. Au primit niște indicații. Și știți că era o vorbă. Dacă șeful îți spune să sari în comunism, dacă șeful spune să sari, tu întrebi cât de sus. La noi, dacă șefii din umbră spun, măi, ce părere aveți? N-ar fi cazul să săriți? Ai noștri urlă către popor. Zburați până pe lună, că așa, vino, așa sunt ordinele. Ei sunt de o slugărnicie dincolo de orice măsură. Dincolo de orice măsură. Asta este însă păcatul lor și este problema lor. Ceea ce este trist, apropo de credință, este faptul că mirenii aproape că nu se mișcă. Li se taie libertate după libertate, li se taie drept după drept, țara este distrusă bucată cu bucată, iar mirenii noștri încă dorm. Să mă scuzați, fac scandal pe internet, parcă interesează pe cineva chestia asta. Vedeți, cum spunea Eminescu, codul, frate, cu românul de secură se tot pleacă și izvoarele îi seacă sărac în țara săracă. Nu e adevărat! Nu se mai pleacă codul de secură. Se pleacă de drujbe. Și este smuls cu totul. După care se iau și munții de sub păduri. Și oamenii nu se mișcă. În mod normal, față de aberațiile de genul acesta, ar fi trebuit să existe niște mișcări foarte puternice. Sute de organizații românești să trimită protest la ambasada Statelor Unite pentru abuzurile care se comit acolo, pentru alunecarea în dictatură a, mă rog, a ceea ce cândva era considerat un fara democrației. Ar trebui acțiuni la președinție, la parlament, împotriva unei asemenea legi abuzive și aberante. Mare lucru nu se întâmplă. Sunt câțiva care se mișcă, dar prea puțin. Ceea ce ne arată, dacă suntem atenți, cursul istoriei. Cursul istoriei. Buboiul încă este sub piele. Încă nu iese afară. Infecția este puternică. Și mulți, pentru că de fapt de asta am vorbit. Nu am vorbit în ideea că o să îndrept eu acum lucrurile în Statele Unite sau în Parlamentul României. Nici nu este treaba mea să fac acest lucru. Eu am vorbit pentru faptul că am văzut pe foarte mulți cuprinși de deznădejde. Și îmi vine să râd. De ce deznădejde? De ce deznădejde? Asemenea vremuri și asemenea încercări este firesc să vină pe jertfa sfinților din închisorile comuniste. Știți, ăia legionari. Pe jertfa sfinților din închisorile comuniste am avut de la Dumnezeu 25 de ani în care a fost foarte multă liniște. Timp îndeajuns, sau ar fi trebuit să fie îndeajuns, ca să ne întărim sufletește și să fim pregătiți pentru încercările care trebuie să vină. Fiecare generație are încercările. S-ar putea ca Uniunea Europeană să se prăbușească, dar că este Grecia, este și Marea Britanie, s-ar putea să vedem un mare haos. Nu va fi ușor. Dacă nu se prăbușește, se va întări o dictatură cum rar ori s-a văzut în istoria lumii. Nu va fi ușor. Dacă începe războiul,
care este la hotarele României. Vedeți că este apropo de înțelepciunea analiștilor politici, am auzit aberația asta că se apropie războiul de hotarele României. Nu e hotarul României pe Marea Neagră. În clipa în care este conflict între Rusia și orice țară din Marea Neagră, înseamnă că este război la hotarele României. Vaselor sovietice le ia cel mult 2 ore ca să ajungă în poziții din care pot lovi teritoriul românesc. Și să nu creadă cineva că o să ajungă mărețele unități de la Cogălnicianu și de Veselu să apere România într-o asemenea situație. Deci, este război la hotarele României. Poate să ajungă la noi oricând. Și nu va fi ușor. Vedeți, oricare dintre variante este o variantă grea. Fie că este dictatura, care, știți, pare mai simpatică pentru că este oarecum previzibilă din punctul de vedere al comportamentului. În vreme ce prăbușirea Uniunii Europene sau război înseamnă un haos în care omul cu greu se descurcă. Oricare dintre variante este rea. Dar dacă suntem creștini, nu ar trebui să ne speriem absolut deloc. Hristos a spus așa: oricine aude aceste cuvinte ale mele și le îndeplinește, asemănase-va bărbatului înțelept care a clădit casa lui pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le îndeplinește, asemănase-va bărbatului nechipzuit care și-a clădit casa pe nisip. Și a căzut ploaia și au venit râurile mari și au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și a căzut și căderea ei a fost mare. Vedeți că Hristos spune clar că vor veni vânturi, vor veni valuri, vor veni ploi, vor izbi în casa sufletului nostru. Vor încerca să ne distrugă sufletul, să ni-l corupă, să ni-l întunece, să ni-l zdrobească, să ne transforme în sclavi, în roboți. Dacă sufletul nostru se întemeiază pe Hristos, și ce înseamnă se întemeiază pe Hristos? Pe credința trăită a lui Hristos. Că spune, cine ascultă aceste cuvinte ale mele și le împlinește. E vorba de credința trăită. Trebuie să ne cunoaștem credința. Și acum fac o pauză și îndemn. Citiți Sfânta Scriptură, căutați să vă faceți rost de cartea anumită Învățătura de Credință Creștină Ortodoxă, care este catehismul nostru cel mai important. Și citiți Sfânta Scriptură și Învățătura de Credință Creștină Ortodoxă. Închid paranteza. Trebuie să ne cunoaștem credința și să ne-o trăim. Și atunci, toate aceste valuri, toate aceste furtuni, nu ne vor putea scoate din dragostea lui Dumnezeu și din legătura cu El. Și va fi bine. Indiferent ce se întâmplă. Vedeți că atunci când au fost băgați în pușcărie sfinții închisorilor, li s-a zis: sunteți morți și îngropați, bandiților! Sunteți morți și îngropați. Țara merge înainte bandiților. Nimănui nu-i pasă de voi. Sunteți morți și îngropați, nu vă mai știe nimeni. Aici o să vă putezească oasele și nimeni nu o să mai știe nici de numele vostru. Sunteți uitați, sunteți ștergi, nu însemnați nimic gunoaielor. Și li s-a demonstrat această afirmație, sau li s-au demonstrat aceste afirmații zi de zi. Bătuți, bagiocoriți în cele mai cumplite moduri. Zi de zi, an de an. Și mulți dintre ei au murit acolo. Puțini au ieșit din închisoare. Ca să nimerească într-o închisoare mai largă, România socialistă, din care am ieșit ca să intrăm într-o închisoare mai largă, lumea globalizată. Dar vedeți că cei care și-au întemeiat casa sufletului lor pe stâncă, pe credința trăită a lui Hristos, n-au putut fi învinși.
indiferent unde au murit și cât de necunoscuți au fost lumii din vremea aceea. Sigur, se cânta și se dansa în lume. E o petrecere. Oamenii alergau după funcții, după o primă, după un salariu mai bun, după o avansare, să-și facă un credit pentru o casă și alte lucruri din acestea. Oamenii își vedeau de viața lor sub comunism, supuși. Unii aducându-și aminte de Dumnezeu, mai ales femeile, mai mergeau pe la biserică, mai aprindeau lumânare și cu acele lumânări biserica a stat în picioare în timpul urgiei comuniste, cu rugăciunile sfinților din închisori și rugăciunile bătrânelor care își mai aduceau aminte să se ducă și la slujbă și să aprindă o lumânare. Dar și regimul acela a căzut. Pentru că în lumea aceasta toate sunt trecătoare. Numai Dumnezeu este veșnic. Și iată la judecata istoriei unde sunt cei care l-au uitat pe Hristos în timpul comunismului și unde sunt cei care au stat cu Hristos în timpul comunismului. Ce ajută pe cei care au avut funcții mari în aparatul de partid și de stat în fața judecății lui Dumnezeu? În schimb, cei care au fost ultimii, cei mai umiliți, călcați în picioare, morți la Iud sau la Periprava sau la Târgu Orna, la Pitești și în toate sutele de locuri din România unde au fost închiși, aceia strălucesc înaintea lui Dumnezeu. Strălucesc și se bucură de dragoste, de lumina lui Hristos, de toate darurile pe care Dumnezeu știe să le facă celor care îl iubesc. Uitați-vă bine în jur ce țară frumoasă avem. Dacă vă uitați un pic mai departe, o să vedeți că avem o planetă frumoasă cu nenumărate frumuseți pe care Dumnezeu le-a dăruit unor oameni care nu-L iubesc, nu-L cinstesc, nu cred în El. Dacă unor oameni care sunt departe de El le-a dăruit atâtea frumuseți, vă puteți da seama că frumusețile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care iubesc sunt dincolo de gând și de cuvânt. Nu ni le putem închipui nici măcar vag. Nu există frumusețe reală sau imaginară în această lume care să se apropie măcar de frumusețile pe care Dumnezeu le-a pregătit celor care îl iubesc pe El. Ce ne trebuie ca să le câștigăm? Puțină răbdare. Puțină răbdare. Credință. Așa cum sutașul a avut încredere că Hristos îi va vindeca sluga și fata și toți cei care au crezut fără ca Hristos să vină. Așa trebuie să avem și noi credința că Hristos poate să ne vindece fără să vină El să fie de față în chip văzut, fără să punem noi mâna pe El. Că Hristos este lângă noi, chiar dacă în chip nevăzut, în fiecare clipă. Și cu Hristos vom trece peste toate. Cum spune Scriptura, cu Dumnezeul meu voi trece zilele. Aș vrea ca în fața schimbărilor urâte care ne întâmpină, să înțelegem un singur lucru. Nu sunt acestea de spaimă. Este doar o vreme în care să ne trăim mai profund, mai puternic, mai hotărât și mai deplin credința în Hristos. Spune Scriptura, fără să vă înfricoșați întru nimic de cei potrivnici. Ceea ce pentru ei este semn de pieire, iar pentru voi de mântuire. Și aceasta este de la Dumnezeu. Deci, în această zi în care Evanghelia ne-a pus în față pilda credinței trăite a sutașului, care, atenție, încă nu era primit în biserică și avea așa credință atât de puternică încât s-a putut spune în tot Israelul n-am văzut atâta credință, să ne însușim și noi credința neclintită a sutașului. Să avem încredere în Hristos că lucrează și este cu noi, chiar dacă nu-L vedem cu ochii fizici. Și să fim și noi alături de El în toate zilele vieții noastre. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu pentru rugăciunile sfinților din prigoanele comuniste și ale tuturor sfinților să ne dea tărie ca să trăim după învățătura Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Doamne, și mărturisesc că ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, de care cel de tâi sunt El. Încă, Doamne, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sânge Tău. Ești, mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile cele de voi și de fără de voi. Și mă vrencești ca fără de o sână să mă împărtășesc prea curat, de fără de aia, înțelegeți.